had me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can write out of the blue. I wanna do what you want to. Bună dimineața, bună, bună. Apa mea cu lămâie și cu miere este aici și aici am tăiat niște fructe, atât pentru mine cât și pentru copii. A păpat deja? Nu ai la a doua căpșună. Poftim! Hai, păpăm dadușca? Da! Poftim! Pe tău? Da, și aduce mieia. Mieia? Și numele. Apa cu mie? Da, și mie. Și... fără miere. Hei, doamnelor, fetelor, domnișoarelor, domnilor. Hei, bună, bună. Vin cu voie bună, energie, ca să ne apucăm de treabă. Nu știu despre voi ce planuri aveți, ce intenții aveți luna asta, dar undeva am citit că ca să vezi roadele muncii, ar trebui prima dată să te ocupi de lucrurile care nu-ți fac neapărată plăcere. Aseară m-am apucat să fac curat în laptop. Nu-mi place deloc să organizez laptopul, hardurile, telefonul, memoria din telefon, mail-ul, ce mai am, dacă te nos. Deci nu-mi place deloc, dar mi-am propus ca în fiecare zi să aloc câte o oră laptopului, să văd acolo ce e de șters, pentru că sunt foarte multe fișiere. Probabil știți, eu nu editez pe telefon, eu editez pe laptop. Toate filmulețele astea micuțe care le editez să devină un vlog, așa cum vedeți voi, le stochez pe laptop și de acolo mă apuc de treabă. După aceea, uneori le șterg, uneori nu. Da, mă rog, e o adevărată nebunie. De asta am spații ocupate, inutil, cu tot felul de filmulețe neșterse la vremea lor și mi-e foarte greu să le sistematizez, să le organizez acum, dar o să reușesc. Ce voiam eu să vă spun? Că astăzi, așa cum am spus, v-am spus de mai multe ori, ne apucăm de declutter și începem din bucătărie, renunțăm la tot ce nu mai folosim. Nu păstrăm pentru că trebuie să păstrăm, că poate folosesc eu nu știu când. O să-mi las în casă doar lucrurile cu adevărat utile, pentru că noi ca oameni avem tendința să adunăm tot felul de lucruri, tot felul de chestii care sunt foarte inutile. De la borcane, capace, nu știu, 7 rânduri de linguri, 7 seturi de farfurii, în fine. În loc să ne oprim la cât ar trebui, de fapt, să folosim. Deci, se adună foarte multe lucruri, nu mai am loc de nimic și din cauza asta vreau să organizez spațiu, să văd cum fac. Vreau să renunț la foarte multe borcane, borcănașe pe care le-am adunat și balconul meu e plin, de cel mai multe ori, în balcon. Duc tot felul de borcane, borcănașe pe care zic eu că am să-l folosesc eu. O să-mi trebuiască mie, dar de fapt nu e așa. Da, cam asta. În fine, sunt foarte multe lucruri, ne apucăm de treabă. Începând din colțișorul ăsta, trebuie să dau jos. Vedeți că încă am decorațiunile de Crăciun, mi-au rămas în bucătărie. După aceea am plecat la munte, n-am apucat, așa că strângem și decorul de Crăciun. Vreau să arunc și Crăciunița pentru că e ianuarie, nu mai folosesc. O să iau petalele astea de... nu știu, ele devin oricum frunze în timp. E interesantă plântuța asta, Crăciunița, și mă gândesc la aceste petale roșii, să le, frunze roșii, să le pun la presat. Poate rămâne textura aia catifelată, dar să văd. La lelele să le arunc, am să arunc și bradul. Da, haideți să ne apucăm de treabă, pentru că avem foarte multă treabă, am foarte multă treabă. Și sper în felul acesta să vă... aduc un imbold, să vă aduc așa un strop de motivație, să vă apucați și voi de un declutter, să renunțați la ceea ce nu folosiți
eu am să-mi pun întrebarea, la ce folosesc chestia asta dacă mai am nevoie de ea? Și în felul acesta am să mă descotorosesc de lucruri. Haideți să trecem la treabă, ne apucăm și vă las cu un voice-over. Nu știu dacă am să mai apuc să vorbesc cu voi, dar o să vă las voice-over peste imaginile pe care le veți vedea. Haideți, cu motivația de curățenie. Așa cum v-am spus mai devreme, o să începem treaba din colțul acesta de bucătărie și vom termina în dormitor. Probabil îmi va lua o lună de zile să fac declutter peste tot, având în vedere că am și copiii care mi-ocupă tot timpul. Dar pentru mine asta e important, să fac un declutter peste tot, nu contează în cât timp. Să știți că de pe la începutul vlogmasului mi-am propus să fac acest gen de content aici pe YouTube, deoarece îmi face plăcere să filmez astfel de clipuri. Dar să știți că videoclipurile de genul sunt cel mai greu de realizat, de la editare imagine la înregistrare voce, editat voce pe imagine și editat muzică, este o muncă foarte grea și realizarea unui astfel de clip durează ceva mai mult. De aceea nu am reușit să fac clipuri de genul acesta de curățenie în luna decembrie, deoarece atunci filmam zilnic și editam practic în aceeași zi. Mi-ar fi fost imposibil să fac vloguri de genul acesta în Vlogmas. Revenind, v-am mai spus eu că m-am săturat să mut lucrurile pe care le am în casă din cauza faptului că s-au adunat cam multe și nu mai am loc de ele. De la jucării, la lucruri cu adevărat inutile, cum ar fi cutigoale, borcane și alte minuni. De aceea și dorința aceasta de a face o curățenie profundă, iar un nou an, un nou început, este scuza perfectă pentru acest lucru. Schimbând registru, voiam să vă spun că anul acesta o să fie câteva schimbări în bucătărie, adică la vară sau în primăvară vrem să chemăm pe cineva să văruiască bucătăria. O să schimbăm puțin mobila, dar nu știu dacă o schimbăm pe toată, dacă o lăsăm pe asta pe care o avem și ne facem mobilă nouă, nu știu exact. Oricum, o să fie mici schimbări, mici mari schimbări oarecum, pentru că v-am spus că când mi-am luat aspiratorul, aveam un top 3 de lucruri pe care mi le doresc foarte tare în casă. În primul rând era aspiratorul Dyson, al doilea lucru era mașina de spălat vase, iar al treilea pe listă, uscătorul de haine. Acum, uscător de haine, m-am gândit și m-am tot gândit, nu știu dacă o să investesc în asta, dar mașina de spălat vase cu siguranță. Dar când vor fi schimbările astea, să știți că o să vă anunț și pe voi, o să vedeți și voi, o să fiți aici lângă mine, prezente, probabil când o să se întâmple asta. Sănătoși să fim, că le facem pe toate, nu? Pentru că sunt mică de statură, am descoperit eu un truc, acesta de a folosi un clește de bucătărie ca să șterg praful. Cleștele de bucătărie este salvatorul meu. Dacă nu ajung la un borcan de pe ultimul raft, mă folosesc de clește și cu ușurință îl dau jos, ca să nu trebuiască să mă urc de 10 ori pe scaune sau, de exemplu, cum a fost raftul de mai devreme, n-am reușit să ajung la el nici pe scaun, sunt mică de statură, am un metru și o speranță, dar m-a salvat acel clește și m-a salvat de foarte multe ori. În principal, dacă m-am tot apucat de curățenie, am zis să fac profund, să șterg borcanele, să șterg praful, fac lucrul acesta constant, pentru că dacă nu șterg praful așezat pe borcane și folicica aia mică de grăsime de pe borcane, caserole sau ce mai țin eu pe rafturile astea la vedere, o să se adune și o să fie mult mai greu
după aceea să le curăți. Să zic că am terminat colțul acesta, am șters praful, borcanele, am făcut ordine acolo sus. Trebuie să mai cumpăr aici o plantă, cred că am 2 ani de zile de când tot zic că vreau să-mi iau o iederă din aia, dar n-am reușit să ajung la dedeman. Aici sunt toate decorațiunile. Stelele le-am strâns, cam așa arată strânse, farfuriile, cănile și astea, căsuțele am să le strâng și am să le pun într-o cutie în balcon. Mă duc acum să aduc acea cutie, să văd exact cum le organizez. Am dat jos decorațiunile, am făcut aici ordine. După ce le strâng pe astea, am să trec în soldatul acesta să fac ordine și apoi sus acolo. Vreau să șterg și dulapul bine, 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 adică toate corpurile vreau să le șterg bine, dar probabil la final. Sau văd, din aproape în aproape. Să văd cum o organizez. Dar prima și prima dată mă ocup de partea asta. Pentru cei care sunt noi aici pe canal și nu știu, Tiara tot timpul vrea să fie implicată în activitățile pe care eu le fac, în activitățile casnice. Dintotdeauna am implicat-o eu în astfel de activități și vrea și ea să fie prezentă. Ei bine, la capitolul acesta cu veselă, farfurii, pahare, lucrurile care oarecum se sparg, nu, care oarecum, lucrurile care se sparg, în momentul în care ea e pe lângă mine și vrea și ea să mă ajute, să pună borcanul sus sau să-l ia de sus, să-l pună jos, să mă ajute să le șterg, de exemplu, nivelul de anxietate este foarte ridicat și de cele mai multe ori asta îmi provoacă o panică care se transformă în nervi. Și îi explic pe cât posibil să mă lase să-mi fac treaba, dar ea fiind copil vrea să fie implicată, v-am spus mai devreme, și uneori nu mă ascultă. Iar mi-aduc aminte foarte bine că toată situația asta s-a terminat cu niște nervi foarte mari și ridicare de voce din partea mea, lucru pe, bineînțeles, n-am procedat bine, dar încerc pe cât posibil să o implic fără să mă mai enervez când vine vorba de veselă. Pentru că ea e un copil foarte isteț și foarte ascultător, dar uneori reacția mea e total anapoda. Am prins-o un pic că se ridică, dar am pus aici toate ornamentele din bucătărie. Aici a rămas căsuța. Cred că am să o las ca decor pe masă din bucătărie ca să nu fie așa simplă. Da, cam asta e tot. Mă duc să duc această cutie în balcon cu ornamente, aranjamente și ne auzim mai târziu. Eu m-am apucat să fac de mâncare. Am să fac tofu prăjit așa la tigaie cu o sălățică, salată, roșii cherry și feta. Mă gândesc să pun și niște avocado, dar să văd. Haideți să trecem la treabă. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever, it's not easy to live.
Acesta este prânzul meu, tofu, avocado, roșii cherry, feta și salată. Am să mănânc tot de aici, împreună cu Tiara, sigur, nu adorme. După ce mănânc, am să-mi continui treaba. Sper că v-am făcut și vouă cu ochiul. Feta cu roșii, salată, avocado, nu știu dacă sunteți fan tofu, mie îmi place. Oricum, foarte, foarte bun. Mai condimentez cu sare, un pic de zeamă de lămâie și atât. Apoi urmează să fac ordine în aceste dulapuri. Să zic că îmi place și nu prea. Asta pentru că, deși sunt fecioară și știți foarte bine că fecioarele sunt cunoscute pentru o bună organizare, pentru perfecționalism chiar, partea cea mai puțin plăcută este că atunci când fac, în 2 zile maxim este la loc. Oricât aș vrea eu să păstrez, nu sunt singura din casă, adică am și un soț. Soțul meu, să zic, după atâția ani de locuit aici în casa asta, nu prea știe unde sunt lucrurile. Știu de la voi că aveți și voi soți de genul acesta. Când îl trimit să ia ceva din balcon, mă întreabă de 10 ori unde-i. Când îl trimit să pună un lucru în dulap, îl pune în apă, da? Și îmi strică mie tot feng shui-ul pe care m-am străduit o zi întreagă să-l fac. De asta zic, îmi place să organizez, tot timpul mi-a plăcut să organizez fiecare lucrușor la locul lui, însă partea mai puțin plăcută este că știu foarte bine că muncesc oarecum în zadar și eu uneori mă grăbesc, nu zic nu, mă grăbesc, arunc toate lucrurile acolo ca să fac repede de mâncare, pentru că plânge Noa sau fetei este foame și trebuie repede să-i fac ei să mănânce sau băiatului, deci eu uneori le arunc și eu acolo cum îmi vin la mână. Dar cel mai mult deranj, să zic așa, îl face soțul, pentru că el nu ține cont de feng shui-ul meu, de ordinea logică a lucrurilor oarecum. El le pune așa, cum crede el de cuvință. Și acum pare că îl pun într-o lumină greșită pe soțul meu, însă nu asta mi este intenția deloc, chiar deloc. Zic asta pentru că el atunci când mă ajută să spele vasele, de exemplu, pune vasele deja spălate, uscate, le pune la locul lor, dar le pune în ordinea pe care el o consideră că e aia bună. Și tu le-ai fi pus altfel. Fiecare femeie, nu știu, bucătăria este locul femeii, într-un fel sau altul. Cele care sunt pasionate de asta, femeia stă cel mai mult în bucătărie. Nu zic, sunt excepții, sunt bărbați care gătesc, sunt bucătari. Dar, vedeți voi, bucătarii care au slujba de bucătari, fac asta la muncă și când vin acasă, tot femeia e, nu știu, bucătăria e locul ei. Și de asta zic, ca femeie, tu știi cum le așezi pe toate, știi ordinea lucrurilor. Când vine cineva și îți strică acolo, strică feng shui-ul, consider tu că acela e deranj. Fix la asta mă refer. Cred că rezonați, doamnelor, cu mine la capitolul acesta. Cred că și soții dumneavoastră la fel. Un alt lucru pe care mi l-am dorit tare mult să-l fac a fost să renunț la toate ronțăielile nesănătoase din casă, să nu mă tenteze pe mine să mă abat de la principiul acela de a slăbi în 3 luni 10 kg. Și au mai rămas câteva dulciuri de la Crăciun, de la Revelion, dulciuri bineînțeles primite. I-am interzis soțului să mai cumpere dulciuri. Ei bine, nu prea se ține el de cuvânt, își mai cumpără el dulciuri, dar să zic că le apreciez pentru faptul că le ascunde. Cel puțin în ultimele zile am văzut că le ascunde prin buzunar, se pitește prin bucătărie să le mănânce, ceea ce apreciez sincer, pentru că știe foarte bine că sunt de pofticioasă și sinceră să fiu, sunt foarte pofticioasă, sunt gurmandă, îmi place mâncare, îmi place să gătesc. Mă abțin cu greu să nu gust tot timpul când fac ceva, dar ce să zic, greu cu dieta, măi, greu cu dieta, le-am scos pe toate și le-am aruncat. Da, da, am făcut ordine, aici n-am aruncat nimic, n-am scos nimic pentru că nu am ce, toate le folosesc. Acolo sunt condimentele, uleiul, ce folosim noi cel mai des la gătit. Am șters tot, este impecabil. Ok, aici am terminat, ați văzut, dar am șters tot, e ordine, e curat, e foarte ordonat. La condimente aici nu trebuie să fac nimic, pentru că este super organizat, vedeți ce frumoase sunt toate.
puse acolo sistematizate. Am făcut ordine înainte de Crăciun și s-a păstrat curățenia. Ador dulapul ăsta, rafturile astea două. Aici am condimentele și sunt organizate în borcănașe din astea. Aici am tot ce înseamnă ingrediente pentru copt, praf de copt, drojdie, esențe, condimente, alte condimente acolo, fulgi de ciocolată, cacao, ascorțișoara și ce mai am acolo. Aici sunt ingredientele sănătoase, cum ar fi cânepa, semințele de cânepă, alunele, ce mai am eu acolo. Aici avem semințele, macul, sarea. Aici avem zahărul de cocos și avem și amidonul. Aici am ținut mixerul de mână. Așa arată. Sunt super încântată de dulăpiorul ăsta. În caserola asta am depozitat colorantul natural din sfeclă și mă gândesc serios să îl pun într-un borcan din acesta. Asta am să fac acum pentru că mi se pare mai practic așa decât să deschid caserola. Să cadă tot colorantul. Eu zic că e mai bine așa. Mult mai bine așa. Da, perfect. Și așa cum v-am spus mai devreme, și dacă mă tot vedeți că spăl vasele, nu știu, spun asta ca mențiune. Poate mă aude Doamne, Doamne și se concretizează chestia asta cât de curând posibil. Îmi doresc tare mult o mașină de spălat vase. Înainte mi-am dorit foarte mult un Dyson, s-a întâmplat. Acum muncesc și îmi strâng bănuți pentru o mașină de spălat vase. Îmi doresc tare mult să-mi iau o mașină de spălat vase ca să-mi ușureze munca, pentru că timpul, cred că pe lângă sănătate, este cel mai prețios. Timp să avem și sănătate. În rest, cred că le facem pe toate. Dar am urmărit la Dana Șestun când și-a luat ea mașină de spălat și când a vorbit cu atâta seninătate și cu atâta bucurie despre mașina ei de spălat și de faptul că îi ușurează foarte tare munca și am mai căutat și o recenzii să văd în stânga și în dreapta, dar nu știu, cunoscând-o și știind că, cum se bucură ea la lucruri din astea mărunte, mi-am dat seama că îmi trebuie și îmi lipsește o mașină de spălat și îmi doresc tare, tare, tare mult să-mi cumpăr una cât de curând posibil. Acum este rândul paharelor și ceea ce mai vedeți voi pe aici. Au mai rămas astea și astea, la restul am renunțat. Mă gândesc să mai scot câteva de aici, dar poate data viitoare. Dar cam așa arată acum. Iar la acestea voi renunța. Haideți că mai am partea asta de aici, în jos, și să șterg pe exterior ușile de la dulapuri. Cam asta e. Cel mai mult de muncă este aici și aici. Prima și prima dată nici nu știu cu ce să încep. O să încep cu cei mai greu, de jos în sus. E foarte amuzant și vă zic de ce e foarte amuzant. Haosul de aici, din sertar, de aici, de la caserole, este top. Deci nu cred că a mai fost vreodată așa. Toate toate capacele de la borcane, caserole, capace de la caserole. Doamne, deci ce nu era acolo? Am găsit de toate în acel sertar. Problema e că acolo, acum e la loc. Copiii au acces acolo de fiecare dată când spăl vase, îl pun pe Noa să cotropă acolo, pentru că sunt lucruri noi, nu tot timpul are acces și îl ține ocupat. La fel și Tiara, când are nevoie de ceva, ia și o caserolă, pentru că nu se sparge, e strategic pus acolo, în sertarul cel mai de jos, ca să ajungă, să fie ușor să deschidă, să-și ia singurică, să nu fie nevoie ca eu să mă deplasez. Să zic, când am treabă, deci merge ea singurică și ia de acolo caserolă ce are nevoie și o folosește ca să-și pună, să zic, nu știu, mâncarea. Și inclusiv acum cât am făcut eu ordine la caserole, m-a ajutat și a fost tare drăgălașă, pentru că îmi căuta capacele, mi-a căutat formele alea de la brioșii, e tare drăguță și îmi place tare mult când mă ajută, dar când mă ajută la lucruri care nu se sparg, care nu-mi provoacă o anxietate. Și un alt lucru foarte amuzant, pe lângă ceea ce vedeți aici, haosul din sertarele mele nu e amuzant, dar poate vă motivează.
Ce e amuzant în momentul ăsta este că eu fac voice-over, iar este la desene și am pus să se dea pauză sau să dea pe mute ca eu să pot să înregistrez voice-over-ul pentru aceste cadre. E tare amuzant cât e de drăgălașă, pentru că stă și așteaptă și tot timpul îmi spune: mami, gata? Mami, e terminat? Mami, gata? Clipurile pe YouTube, asta presupune sacrificiul acesta din partea mea și din partea copiilor. Pentru că nu e ușor deloc să faci YouTube, mai ales când ai copii, mai ales când ai copii mici, nu e deloc ușor. Și e amuzant că e înțelegătoare și ascultă și mă așteaptă și e răbdătoare și, Doamne, cât o iubesc pe fetița asta, o ador, nu mai zic că e și răcită, dar o să vorbim noi în vlogurile următoare despre asta, să vedeți ce pățanii am pățit, ce pățanii am pățit, auziți? Bun, revenind la oile noastre, închizând paranteza, treaba cu sertarele astea trei e o muncă de chinez bătrân, trebuie tot timpul aranjate, puse, ordonate, imediat devine un haos acolo în sertarul cu tacâmuri, cred că știți și voi, indiferent dacă avem organizatoare sau nu, tot timpul acel sertar cu tacâmuri este compromis, tot timpul. Deci eu n-am văzut casă în care sertarul cu tacâmuri să fie impecabil de fiecare dată, poate în casele în care nu există, nu știu, nu se locuiește. Ok, cam așa arată sertarul cu, și anume, caserole. Acesta este cu tocătoare și ce mai am eu pe aici. Iar acesta cu tacâmuri și ustensile pentru gătit. Astea le-am scos de aici pentru că nu au ce căuta aici. La fel și ceea ce vedeți pe masă, sunt caserole descompletate, unele lucrușoare trebuie puse în balcon. Cam asta-i. Am reușit să fac și sertarele. Urmează să organizez aici, să vedeți ce fain o să iasă. Uitați un înainte și o să vedeți imediat după. Am luat aceste organizatoare de la Jumbo și am să organizez... Ce faci aici? Și am să organizez produsele de curățenie cu ajutorul lor. Le iau supă aia că nu vreau nicăieri. Cine? Doara. Ok. Reciclat. Da, te duc acolo. Așa se prezintă acum spațiul de sub chiuvetă. E diferență de la cer la pământ. O să schimb în viitor acest coș de gunoi și o să fie altfel, o să fie două mai mici pătrate, o să vedeți când o să ajungem acolo. Da, cam asta e. Ok, nu știu dacă v-am spus, dar vă spun acum pentru care legătură una cu alta. Acum 2 ani de zile ne-am mutat pentru vreo 2 săptămâni la țară, vara. Din cauza unor granule de ale cățelului s-au format un fel de puricei, ca un fel de insecte albe, gălbui, așa,
mici, foarte mici, nu aveau aripi sau ceva, dar s-au împânzit în toată bucătăria și mi-a fost foarte, foarte greu să scap de ele. În primul rând am scăpat de granulele respective. Astă vară știți că ne-am mutat pentru 2 luni la țară. S-a întâmplat același lucru, însă nu am avut granule de a cățelului în apartament și s-au format acele insecte mici, dar nu știu cauza, de la ce. Am cotrobăit în toată bucătăria și nu am găsit nimic. Și odată la o perioadă de timp se întâmplă asta, să apară acei puricei mici gălbui, dar foarte, foarte mici, sunt ca niște, cred că și păduchii de găină sunt mai mari decât acelei vietăți. M-am apucat să șterg peste tot ca să scap de acele insecte mici, mici, mici. Poate nu o să mai apară, sper să nu mai apară, pentru că intră peste tot, în toate pungile, în toate borcanele, în toate bolurile, intră peste tot insectele alea. M-am căutat, sincer, am cotrobuit peste tot și acum cu ocazia acestui declutter și acestei curățenii generale în bucătărie, m-am ajutat odată să văd de la ce provine, dar n-am găsit, la fel, n-am găsit. Știți cum este rumegușul, particulele acelea mici, 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 cam așa arată și insectele astea, numai că ele se mișcă, trebuie să fii foarte atent, să te uiți la ele, să vezi că într-adevăr se mișcă, dar foarte enervante pentru că peste tot sunt, mai ales se lipesc, ziceți că e gumă de mestecat. La final veți vedea că n-am spălat plita și cuptorul pentru că n-am mai avut nici dispoziție, n-am mai avut nici energie. Și am lăsat-o într-o altă zi. Am crezut eu că o să fac a doua zi, dar n-am făcut și momentan când fac această înregistrare, nici acum nu am spălat plita și cuptorul, am să le fac eu pe toate, dar v-am zis treptat, în tihnă, că nu mă grăbește nimeni, nu mă fugărește nimeni. Într-o altă ordine de idei, astăzi suntem în 17, au trecut 17, mă rog, aproape 17 zile din acest an și nu știu despre voi, dar mie, mi se pare că zilele trec mult prea repede, mult, mult prea repede. Ori suntem noi prea băgați în pâine și vrem tot timpul să facem lucruri, dar mie mi se pare că timpul trece foarte repede, în defavoarea noastră, bineînțeles. Nu știu când au trecut lunile astea, v-am spus și o să vă tot zic, o să vă tot aduc aminte că anul acesta mă voi reîntoarce la muncă în decembrie. O să văd atunci cum o să mă îmbin cu grădinița copilului, noua va merge la creșă, cu munca. Soțul n-are un program fix, să zic, pleacă la 8 și vine la 4 acasă, tot timpul la el e haotic în funcție de încărcare și descărcare. Va trebui eu să mă duc atât după tiara cât și după noua. În primii ani la creșă, la grădiniță, copiii se îmbolnăvesc foarte des și va trebui să jonglez cu munca și cu copiii la și bolnavi, pentru că știți foarte bine, colectivitatea asta presupune foarte multe îmbolnăviri, foarte, foarte multe pauze. Copilul trebuie să stea acasă. Eu ajutor nu am de la nimeni să stea cu copiii cât timp eu sunt la muncă și apropiindu-mă de luna decembrie când va trebui să mă întorc la muncă, sincer se instaurează stresul, panica la mine pentru că nu știu cum o să procedez, nu știu. Chiar nu știu, voi cum ați procedat, cum ați făcut când v-ați întors la muncă, cum ați procedat cu copilașii, cu îmbolnăvirile lor, care a fost, nu știu, perioada asta, cum a fost perioada asta la voi, cum v-ați descurcat. Spuneți-mi și mie, poate îmi dați și mie idei, pentru că eu nu știu ce am să fac și sunt, oarecum încep să mă stresez din cauza chestii acesteia și nu vreau să fac asta, nu vreau să fiu stresată. Mai am până atunci, dar nu vreau să fiu stresată până atunci. Așa că ajutați-mă, mămici, spuneți-mi un pic cum ați procedat. La final, v-am lăsat un pic LED-ul acesta verde să vedeți cum se văd particulele. Din păcate, nu prea a prins camera, că nu era focusată, dar cât de bine se văd particulele pentru neric și LED-ul acela cât de bine bate. Ok, pentru cine am inventat ceva, sincer, am avut așa, țelină în frigider, cartofi și morcov și ceapă, paste și lapte de cocos. Așa că am călit o ceapă, am tăiat morcovul, cartoful și țelina în cubulețe,
După ce s-a călit ceapa, am aruncat legumele acolo în oală, s-au prăjit un pic, am pus apă. După ce au fiert, jumătate din ele le-am dat prin blender. Între timp am fiert și niște paste, pentru că a vrut Tiara cu paste. Eu îi puneam orzul, dacă nu. În fine, am fiert pastele separat, am dat prin blender jumătate din cantitatea de legume, am turnat din nou în oală, am amestecat bine, am pus pastele pe deasupra și la final am pus două linguri generoase de lapte de cocos, din acela gros la conservă. Și asta a ieșit. Ar fi mers niște pătrunjel. Îți place? Îți place, nu? Ar fi mine. Pentru nouă mi-am pus și eu, chiar dacă n-am să mănânc pastele și nici cartofii, dar am să mănânc zeama aia. Și cred că asta am să mănânc eu în seara asta. Nu, e un fel de ciorbă de paste cu cocos. Foarte gustoasă, oricum. Deci nu credeam că o să iasă așa. Cam asta e tot. Am dat cu aspiratorul pe jos. Mâine voi da cu mopul, pentru că nu mă mai simt în stare. Dragul meu soț deja și-a pus acolo. Nu prea contează la el. Toate sunt organizate. Aici rasele sunt spălate. Totul este impecabil. Și astea sunt toate lucrurile la care voi renunța. Borcane în mod principal. Babețica asta roz. Și dulciuri. Mai multe, dar da, astea vor dispărea.